Direcția de Sănătate Publică Vrancea a declanșat două anchete epidemiologice la Serviciul Județean de Ambulanță și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, după ce doi angajați din cadrul acestor instituții au fost testați pozitiv la COVID-19. Rezultatul anchetelor a relevat faptul că există 10 contacti direcții în cadrul ISU și 12 la SAJ, din care 4 sunt simptomatici, internați la secția de infecțioase a Spitalului Județean și vor fi testați. Referitor la informațiile legate de infectarea unor cadre medicale la nivelul județului Vrancea, situația este următoarea. Avem 31 de cadre medicale la Spitalul Militar, un cadru la Spitalul Municipal Adjunct și 7 cadre medicale la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani. S-a luat de asemenea măsura închiderii secției de nefrologie, existând și în acest caz o anchetă epidemiologică în curs. Deocamdată avem 6 contacti stabiliți în urma anchetei epidemiologice. Când s-a luat măsura închiderii secției de nefrologie? Ieri s-a luat măsura oficială a închiderii secției de nefrologie. Deci pe 8? Pe 8 aprilie. Spuneți-mi dacă aparatul achiziționat și aflat acum în dotarea DSP funcționează și sunt efectuate teste. În momentul acesta aparatul nu funcționează, este doar în procedura de calibrare, adică fizicianul care se ocupă de instalarea aparatului efectuează niște manopere de calibrare ale aparatului. Spuneți-mi dacă există o metodologie de testare alta decât cea stabilită de minister. Noi, ca Direcție de Sănătate Publică, realizăm aceste testări gratuit pe baza unor programe de sănătate decontate de către Ministerul Sănătății și în baza unei metodologii aprobate de Institutul Național de Sănătate Publică, și anume, persoanele care au un link epidemiologic și care prezintă simptomatologie specifică COVID se internează la secția de infecțioase a Spitalului Județean și sunt testați. În acest moment, există, în afară de secția de nefrologie, vreo altă situație similară care ar duce la închiderea vreunei alte secții din spitalele din Vrancea? Nu, deocamdată nu.